4 minute cu o încărcătură emoțională absolut incredibilă, doamnelor și domnilor, și dacă un polițist și un criminalist, un psiholog de talia profesorului Tudorel Butoi oftează atunci când vede acest transcript și când aude vocea polițistului, despre pielea mea de găină n-are rost să vă mai povestesc. Domnule profesor, care sunt primele evaluări pe care le faceți în momentul în care ați văzut această înregistrare? Dom'le, ne aflăm în fața unei fapte care produce o emoție intensă în societate. Trebuie să manifest compasiunea, părerea de rău pentru acest eveniment ireparabil. Ireparabil este acest eveniment. Eu am avut în viața mea oameni care au trăit stări emoționale pentru diverse fapte pe care le-au făcut, dar puteau să le repare. Tâlharul dădea înapoi banii, cel care dosea bijuteriile și așa mai departe prin amanet. Ne spunea unde sunt, le aduceam și le dădeam pe gubașului și multe altele. Lucrurile distruse se plăteau și așa mai departe. Aici este ireparabil. Acest ireparabil este trăit fără îndoială de către acest agent. El își dă seama ce a făcut și trăiește șocul emoțional care îl duce într-o panică. Vedeți repetitivitatea, stereotipitatea acelorași lucruri, să vină mașina, da, da, nu, nu, copil lovit, etc., etc. El nu iese din acest șablon pentru că e fixat pe el. Tremolul din voce incontestabil, oricine îl poate sesiza, insistența cu care, disperat, cere să îi se aducă echipajele de poliție. Dom'le, când intri într-un șoc emoțional și panică, o faci când? Ești în fața unui eveniment inedit? Păi a mai călcat pe cineva? Nu. Care apare brusc în fața mașinii și care este ireparabil. În situația aceasta are loc, Radule, un blocaj cognitiv, afectiv, emoțional, în care apare și gestul acesta atât de condamnabil de a încerca cu piciorul dacă fata mai trăiește. Acum, mă asociez ție. Omul tânăr ăsta, nefericit, n-are nicio legătură cu munca de poliție, care înseamnă implicare, înseamnă miză, înseamnă risc. Păi noi vrem de la poliție să intre în foc să ne salveze. Vrem să se ducă în inundații și să ne salveze. Vrem să fie mereu și este, prin meseria lui, în contact cu pericole extreme. Dacă toți ar intra în elemente de blocaj, de panică și așa mai departe, nu ar fi niciun lucru bun. Dar acum, dacă tot vrei să facem analize critice, măi frate, a vorbit cu 6 dispeceri, mă. Mă, ți-am spus că pe la minorului 51 am călcat mortal pe cineva pe linia de pietoni? Vino repede cu echipajele, că facem noi procesele verbale pe urmă. De unde sunt eu, de la ce secție, te interesează pe tine, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Sunt dispecerul 1, sunt dispecerul 2, sunt dispecerul 5. Băi, oamenilor, ce-a spus omul? Pe la minorului 51, pe trecere pietoni, am accidentat mortal o fetiță. Punct! Trimiți echipajele acolo și acolo faci tu tot felul de... Înțelegi ce vreau să spun, Radule? Că munca de poliție presupune și o înțelegere a evenimentului și a fenomenului. Păi mai ales la 112, că le-am atras atenția de multe ori. La 112 puneți fraților ofițeri de poliție în perioada de încetare a raporturilor cu poliția. Deci când are rucsacul experienței plin polițistul respectiv. Păi ăla să-l puneți la 112, că are soluții în cap rezolvate de el de-a lungul timpului. Mai dați o dată înregistrarea să vedeți dacă nu vă deranjează această chestiune și insistență. Sunt dispecerul 1, sunt dispecerul 2, sunt dispecerul 2. Fiecare dintre ei cu lămuriri și așa mai departe.